Cum am făcut 839.000 de vizualizări 100% organic, fără reclame plătite, în doar 47 de zile, care mi-au adus încasări de 6.350 de euro. Tot ce am făcut a fost să urmez un sistem simplu, pas cu pas, pe care urmează să ți-l dezvălui și ție. Dacă nu ai timp să-ți creezi materiale video zilnic care să-ți crească audiența și numărul de clienți, urmărește acest video până la final ca să afli cum poți să-ți creezi conținutul video pentru următoarele 30 de zile cu doar o singură zi de muncă pe lună. Nu este nimic complicat, sunt doar 5 pași simpli care îți pot crește afacerea pe pilot automat, fără să pierzi teren în fața competitorilor, timp și, bineînțeles, bani. Sună bine? Acum probabil că te întreb cine sunt eu ca să spun ție cum să-ți crești afacerea pe net folosind social media. Numele meu este Marius Coman și chiar dacă sunt vizibil de doar 47 de zile pe internet, succesul meu vine în urma unei experiențe de peste 5 ani de zile în marketing și producție video, timp în care am lucrat cu peste 80 de branduri și peste 400 de persoane pe care le-am ajutat să-și crească afacerea și brandul pe social media folosind conținutul video. Deci dacă vrei și tu rezultate similare, uite care sunt pașii pe care eu și clienții mei i-am făcut. Pasul 1. Optimizarea profilului. Înainte să încep să postez pe social media, ai nevoie de o bază solidă. Este exact la fel ca atunci când vrei să-ți construiești o casă. Mai întâi, încep cu fundația. Când cineva ajunge pe profilul tău, indiferent de platforma pe care se află, în capul lui apar 5 întrebări la care are nevoie de un răspuns imediat. Cine ești? Ce faci? Poți să-mi rezolvi problema? Ai mai făcut asta pentru cineva? Ce trebuie să fac mai departe? Iată care sunt cele mai frecvente greșeli pe care majoritatea oamenilor le fac. 1. Nu au o poză clară de profil. Gândește-te că poza pe care o văd oamenii inițial este foarte mică. Așa că ai grijă ca poza să fie clară, luminoasă și un close-up. 2. Înșiră toate specializările pe care le au. Înțeleg că ai muncit mult să obții toate acele certificări și specializări și meriți tot respectul pentru asta. Însă oamenilor nu le pasă de tine, de cine ești tu. Lor le pasă de informația pe care tu o ai. Poate informația ta să-i ajute să ducă o viață mai bună? Să facă mai mulți bani? Cum putem să răspundem la întrebările de mai devreme? O să luăm ca exemplu contul meu de Instagram. Primul lucru pe care îl vede o persoană este numele meu, Marius Coman, urmat de ceea ce fac eu, content marketing. Ce am făcut cu asta? Ei bine, am răspuns la primele două întrebări. Cine sunt și ce fac? Mai departe, următorul lucru pe care trebuie să-l scoți în evidență este promisiunea ta. Cu ce ai ajuns tu pe oameni? La mine, după cum vezi, scrie așa. Ajut personal brands și afacerile să crească organic pe social media cu peste 100.000 de vizualizări pe lună. Ce am făcut aici? Am răspuns și la a treia întrebare. Poți să-mi rezolvi problema? Mai există însă un lucru de care trebuie să ne folosim și anume reperele. Highlight-urile din profilul nostru, acele buline care apar fix sub descriere. Cele mai importante lucruri pe care trebuie să le ai acolo sunt 1. Testimoniale de la clienți și 2. Rezultatele obținute de aceștia. Ca să putem răspunde la întrebarea numărul 4. Ai mai făcut asta pentru cineva? Și ultimul lucru pe care trebuie să-l faci pentru ca profilul tău să fie optimizat complet este să ai un call to action. Spune-le oamenilor ce trebuie să facă. La mine, după cum vezi, call to action-ul este să-mi dea un mesaj privat în care să scrie cuvântul organic pentru a afla cum am reușit să fac 893.000 de vizualizări în doar 47 de zile. Aici le poți spune fie să descarce un material gratuit, fie să programezi un apel cu tine și tot așa. Pasul 2. Scrierea scripturilor video. Acum că ai profilul optimizat, următorul pas pe care trebuie să-l faci este să scrii scripturile pentru videourile tale, între 12 și 15 de preferat. De ce este important să le scrii? Pentru că atenția oamenilor este extrem de scăzută și dacă nu ai reușit să le captezi atenția în primele 2-3 secunde de când au găsit videoul tău, poți să-ți ia adio de la vizualizări. Ai muncit degeaba, ai pierdut timp și o să ai impresia că nu funcționează și că social media nu este pentru tine. Iată cele mai întâlnite două greșeli pe care le fac majoritatea oamenilor. 1. Își încep videourile așa. Salutare dragilor, ce faceți? Astăzi o să vreau să vorbesc despre de ce depresia este rea. 98% dintre oameni nu se vor uita la video, i-ai pierdut. În schimb, ce poți să faci este să începi cu un hook puternic care să le capteze atenția. Top 3 semne că ești în depresie fără să știi că ești în depresie. Vezi diferența? 2. Videourile sunt mai lungi decât ar trebui să fie. Cu cât distanța dintre promisiunea de la începutul videoului și momentul în care primesc ce mi s-a promis este mai mare, cu atât atenția mea către tine scade și cresc șansele ca eu să închid videoul. Aici se încadrează oamenii care de fapt nu sunt atât de pricepuți în ceea ce fac. Nu au ajuns într-adevăr la statutul de expert și informația lor este limitată, așa că încearcă să compenseze cu multe cuvinte în plus, multe bălării. Videoul tău ar trebui să fie atât de lung cât este nevoie, dar cât mai scurt posibil.
Pasul 3, filmarea videourilor. Mai departe, ce ai de făcut este să filmezi toate videourile odată. Și nu ai nevoie de aparatură de 1000 de euro pentru a începe. Îți este de ajuns doar telefonul din buzunar. Bineînțeles că o cameră video bună, un setup de lumini profesioniste, un set de lavaliere o să facă diferența de la cer la pământ între calitatea pe care tu o poți obține cu telefonul mobil comparativ cu un setup profesionist. Uite câteva lucruri de care trebuie să ții cont atunci când te filmezi pentru ca videourile tale să iasă bine. 1. Ai grijă ca din fața ta să ai o sursă mare de lumină, fie un softbox, fie un geam cu lumină naturală. 2. Pune camera sau telefonul pe un trepied. În cazul în care nu cumva faci parte din acei 1% din oamenii de pe planetă înzestrați natural cu un talent nativ de a vorbi în fața camerei, cel mai probabil și tu, ca și mine, te vei încurca și nu o să-ți iasă bine din prima de fiecare dată. Iar dacă imaginea ta se mișcă în continuu, o să fie obositoare pentru privitor. 3. Învață textul foarte bine pe de rost sau citește-l de pe un prompter. Avantajul atunci când îl citești de pe un prompter este că te poți concentra pe cum spui, nu pe ce trebuie să spui. Pasul 4. Editarea videourilor. Abia la pasul ăsta apare magia. Ia-ți timp și editează toate videourile odată. Principalele lucruri la care trebuie să fii atent atunci când editezi un video sunt: 1. Taie toate pauzele din video, adică acele momente în care fie respiri, fie aștepți textul să vină de pe prompter. Cu cât sunt mai puține aceste momente, cu atât videoul tău este mai dinamic și cresc șansele ca o persoană să-l vadă până la final. 2. Ai grijă ca la fiecare 3-5 secunde să se întâmple ceva pe ecran. Fie o animație, fie o subtitrare, fie un zoom in, fie un zoom out. Să se întâmple ceva care să-i dea un boost de dopamină privitorului, ca el să aibă impresia că se uită la ceva nou de fiecare dată. 3. Ai grijă ca sunetul să fie clar și la volumul potrivit. Chiar dacă nu e primul lucru la care te gândești, sunetul este de fapt 70% dintr-un video. Oamenii mai trec cu vederea dacă un video nu este extraordinar de calitativ, dar se aude bine, însă dacă un video este filmat 4K, iar sunetul nu este clar și la volumul potrivit, îl vor închide foarte repede, pentru că e un efort extra pe care ei trebuie să-l depună. Pasul 5. Postatul. Ultimul pas pe care a mai rămas să-l faci este să postezi materialele pe care le-ai pregătit. Aici eu am un secret pe care îl folosesc, care îmi permite să creezi impresia în capul omului că sunt peste tot, mereu. Fac asta folosind un calendar de postat, unde iau aceste 15 videouri pe care le-am pregătit și am grijă să le postez pe toate canalele de social media, ca de exemplu Facebook Reels, Instagram Reels, TikTok și YouTube Shorts, în așa fel încât să pară că eu doar asta fac. Ca de exemplu, să spunem că azi este luni și că trebuie să încep să postez materialele. Voi lua acele materiale și le voi posta în felul următor. Videoul 1 intră pe Instagram Reels, videoul 2 intră pe TikTok, videoul 12 intră pe YouTube Shorts, iar videoul 6 intră pe Facebook Reels. Pe lângă asta, am grijă ca fiecare video să fie optimizat pentru fiecare platformă în parte. Acum că ai înțeles cum funcționează acest sistem, ai două opțiuni. Fie închizi acest video și începi să faci singur toți pașii pe care ți-am prezentat mai devreme și da, este posibil să obții și tu rezultate similare în 6 luni, un an de zile. Nu uita că ce ți-am spus și ce ți-am arătat vine în urma unei experiențe de peste 5 ani de zile în care am învățat care sunt toate chichițele care stau în spatele fiecărui pas ca să ajung la rezultatul ăsta atât de repede. Însă, dacă vrei ca lucrul ăsta să se întâmple în 3 luni de zile, așa cum se întâmplă cu majoritatea clienților cu care lucrez, există opțiunea numărul 2 în care putem să lucrăm împreună. Tu te ocupi de ce știi să faci mai bine, iar noi ne ocupăm de ce știm noi să facem mai bine, adică să-ți creștem afacerea în mediul online. Crezi că din aceste 893.000 de vizualizări nu au venit oameni către mine să mă întrebe cum am reușit să fac asta sau cum am putea să lucrăm împreună? Gândește-te că toată treaba asta mi-a luat doar 47 de zile. Nu îți pot promite exact aceleași rezultate ca ale mele, pentru că am nevoie să știu detaliile specifice ale afacerii tale. Dar ia gândește-te, dacă ai avea măcar jumătate, cum s-ar schimba business-ul tău? Ce primești dacă alegi să lucrăm împreună? 1. Analiză și optimizare a conturilor de social media, în care îți luăm toate conturile tale și avem grijă să le optimizăm ținând cont de detaliile specifice ale fiecarei platforme în parte. 2. Structură de video. Primești din partea noastră o structură pe baza căreia să îți scrii videourile pentru ca ele să aibă șanse cât mai mari să ajungă virale odată postate. 3. Sugestii și propuneri de videouri specifice nișei și domeniului tău de activitate. 4. Îți asigurăm producția video, adică îți luăm de pe cap partea tehnică. Ne vom ocupa noi de filmarea și editarea materialelor video. 5. Îți oferim un calendar personalizat de postat pe toate canalele de social media pentru ca noi să putem să transformăm aceste 15 videouri în 90 de postări pentru următoarele 30 de zile. Atenție, dacă nu ești pregătit să îți duci business-ul la next level, te rog să nu-mi dai mesaj, pentru că avem câteva locuri disponibile și putem să ne ocupăm doar de câteva persoane, așa că nu are sens să îți pierzi nici tot timpul și nici noi pe al nostru. Ca să lucrăm împreună și să te putem ajuta, sunt absolut necesare două criterii. 1.
să ai un brand personal sau o afacere pe care vrei să o creștem împreună și 2. Să fii dispus să investești în tine sau în afacerea ta. Dacă nu ești pregătit să investești bani, energie și puțin timp în ceea ce îți dorești, nu te putem ajuta, nu ești pregătit pentru un astfel de proces. Vreau să fiu 100% transparent cu tine ca să înțelegi despre ce este vorba aici. Dacă vrei gratis sau ieftin și fără un pic de efort, n-ai niciun motiv să programezi acest apel. Îți pierzi timpul. Dar dacă totuși înțelegi cu adevărat importanța conținutului video asupra imaginii brandului tău, în descriere ai profilul meu de Facebook. Intră acolo și dă-mi un mesaj cu textul Next Level. În Messenger o să-ți adresez câteva întrebări ca să vedem dacă suntem pe aceeași lungime de undă, ca să nu ne pierdem timpul în apel. Apoi, putem să programăm un video call pe Zoom pentru a intra în detaliile specifice afacerii și viziunii tale. Dacă în apel totul face sens pentru tine și înțelegi cum te putem ajuta să obții rezultatele pe care le vrei, fii pregătit să dăm drumul la treabă. Putem să lucrăm doar cu 3 clienți noi pe lună ca să le putem oferi toată atenția și suportul necesar. Dacă te califici și ești o persoană serioasă și decisă să facem treabă împreună, îți oferim un discount de 20% la serviciile noastre dacă îmi dai un mesaj în 30 de minute după ce vezi acest video. Recomand colaborarea cu Marius. Pentru mine a fost omul potrivit la momentul potrivit, era ceea ce am avut eu nevoie pentru creșterea brandului personal, m-a ajutat să mă organizez și să mă disciplinez în a fi constantă și a posta cu regularitate pe platformele de social media. Am lucrat alături de el pe partea de conținut al materialelor pe care le-am livrat, pe partea de filmare, pe partea de editare și au ieșit niște materiale, zic eu, foarte, foarte frumoase și de impact și apreciate de cei care mi-au lăsat feedback. Marius, într-adevăr, este un profesionist. De la modul în care am colaborat împreună, instrucțiunile foarte clare pe care mi le-a dat și viziunea lui asupra ceea ce înseamnă videouri în social media, mi-a depășit așteptările și toți oamenii care au văzut videourile mele făcute și montate de el, practic au rămas impresionați. Bună ziua, mă numesc Alin Gabor, sunt medic dentist la una dintre cele mai prestigioase clinici din România. M-am apelat la serviciile lui Marius Coman în speranța de a promova mult mai ușor meseria mea. Și anume, el m-a ajutat foarte mult pe parte de creare de conținut. De la filmat la montat, chiar la idei pe care le concepeam împreună, eu veneam de partea medicală, iar el de partea de creare efectiv a materialului pe care l-am postat și îl voi posta în continuare, în speranța de a crea un conținut cât mai interactiv și plăcut pentru cei care ne urmăresc. Consider că putem face o treabă foarte bună și că ne-am înțeles foarte bine în conceptul acesta de echipă, în care eu veneam cu idei pe partea medicală, iar el reușea să le monteze și să exprime ceea ce eu doream să arăt celor din jur. Consider că calitatea muncii este una foarte bună pentru că este foarte dedicat și implicat în ceea ce face.